Zodia Pești putem spune că se manifestă în luna mai emoție, compasiune, umanitarism, înțelegere față de cei apropiați, o bună înțelegere a legăturii între viață și credință, dintre sentimentele nobile și misticism. În comunicarea cu cei apropiați, Există o bază pe optimism, pe inteligență, pe abilități, dar și pe o reducere a simțului critic. Practic se folosește umorul și se ocolesc contradicțiile. Relațiile par a se baza mai degrabă pe încredere reciprocă și pe schimbul de idei. În 12 mai, resursele personale și bunurile materiale, aici putem vorbi de o manifestare a spiritului expansiv, de inițiativă creatoare, sunteți susținuți în a avea încredere în sine și în propriile resurse. Afirmarea talentului și a propriilor resurse depinde voi înșivă. Între 27-28 mai, în planul resurselor și a bunurilor materiale, avem entuziasm, avem hotărâre, avem fermitate și dar și nepăsare. Relațiile pot fi mai degrabă violente, bazate pe optimism și pe dorința de a rezolva probleme. Există riscul unor probleme de sănătate. Arătați iubire necondiționată, imaginație, stări în care sunteți vulnerabil la iluzii, dar uh, și atrași de mistere, de intuiție, de dependență, de izolare și de credință. Puteți avea o părere mai ușor uh, legată de vise, de scopul a ceea ce vă doriți în viață. Uh, relațiile personale vă puneți în valoare sensibilitatea și puteți să aveți unele neclarități. Urmărirea idealurilor poate să aibă loc și în planul religios sau a unor idealuri la modul general, iar în data de 18 mai, în plan personal, se manifestă intuiția, instinctele, energia spirituală, generozitatea, o bună imaginație, dar și pot să apară legat de data de 18 mai și niște scopuri un pic neclare. Riscurile pot să apară de accidente la picioare, de pildă, iar relațiile sunt uneori favorabile sau iluziile pot să aducă unele decepții. Între 21 și 31 mai, în planul comunicării cu cei apropiați, se folosește intuiția, imaginația, sensibilitatea, inteligența și creativitatea. Relațiile sunt mai degrabă marcate de înțelegere și de dorința chiar de a căuta unele contacte spirituale.